Nimeni în lume nu este ca tine. De fapt, cu toții suntem unici, dar deși este adevărat din punct de vedere fizic, există oameni care duc unicitatea la un nivel complet diferit, de la un adevărat bărbat albastru la un bărbat cu trăsături cibernetice. Haideți să aruncăm o privire la câțiva oameni cu adevărat unici, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Zhang Ruifeng. În 2009, Zhang Ruifeng, centenară din provincia chineză Henan, a observat ceva ciudat, tare și maro crescând din partea stângă a frunții sale. Când a venit anul 2010, locuitorul său frontal a crescut la 5 cm în lungime, iar până la împlinirea aniversării de 102 ani a devenit aproape de 10 cm în lungime. Ce este mai ciudat că în curând a devenit evident că Zhang are nu unul, ci două coarne dintr-un proces proeminent care cresc pe ambele părți ale frunței. Deși familia ei s-a referit la aceste creșteri drept coarne de diavol, ele sunt de fapt o tumoare numită coarne cutanate. Astfel de umflături neobișnuite pe piele sunt formate din keratina, substanța din care sunt făcute unghiile noastre și, deși motivul exact al apărițiilor este necunoscut, se crede că acest lucru se datorează expunerii la radiațiile solare. Ei bine, după 100 de ani de viață, fruntea lui Zhang a văzut cu siguranță mult soare. Medicii și rudele i-au cerut lui Zhang să-i îndepărteze coarnele, dar ea a refuzat categoric pentru că nu avusese niciodată atât de mulți binevoitori și vizitatori. Nu au mai fost știri despre Zhang și coarnele ei din 2011, dar să sperăm că vor continua să crească ca un fel de coroană în onoarea vârstei ei impresionante. Vrei să studiezi mai detaliat lumea animală și cea acvatică, să vezi ce trebuie să faci pentru a supraviețui și care este cel mai puternic animal din lume? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul este în descriere. Shiala Madison. O zi cu părul neascultător cu siguranță vă va distruge starea de spirit, dar ce zici de o viață întreagă cu păr rău? Aceasta este Shiala Madison și arată așa nu din propria dorință. Shiala s-a născut în anul 2010 cu părul pufos care a rămas pe viață. De-a lungul anilor, părul ireprimabil a continuat să stea pe cap și nu au vrut să se îndrepte. Și era inutil să-l piepteni. După mulți ani de luptă cu părul, Shiala a fost în cele din urmă diagnosticată cu sindromul părului de nepieptenit. La vârsta de 7 ani. Da, se întâmplă și asta. Sindromul părului de nepieptănat este cauzat de o mutație care împiedică producerea anumitor proteine, iar firele capătă un aspect deformat și arată uscate și încrețite și nu pot fi tolerate. Este o boală atât de rară încât există aproximativ 100 de oameni în lume. Shiala este cu adevărat unică, 1 la 1,790 de milioane. Unii cred că Albert Einstein avea sindromul părului indisciplinat, dar Shiala și familia ei lumesc că fata arată ca un mare om de știință. Shiala este în mod clar suficient de inteligentă pentru a nu-și face griji pentru diferența ei, ci mai degrabă să accepte această unicitate. David Vetter. Acum câțiva ani, cuvântul carantină părea să fie doar în filme și seriale. Acum totul este diferit, dar în comparație cu viața lui David Vetter, blocajele noastre vor părea normale. David s-a născut pe 21 septembrie 1971 în Texas, cu o afecțiune care l-a făcut extrem de predispus la infecții. Era o imunodeficiență combinată severă, o boală genetică rară care afectează producția de anticorpi care luptă împotriva infecțiilor. Anticorpii lui David erau aproape complet defecți, iar de îndată ce s-a născut a fost izolat într-o cameră fără microb de la Spitalul de Copii din Texas, care a devenit casa lui pentru aproape toată viața. Ne putem gândi să trăim într-o bulă ca pe o figură de stil, dar acel stil de viață a fost singura opțiune a lui David. Tot ce pătrundea în celulă era sterilizat cu grijă, inclusiv apa, aerul, mâncarea, scutecele și hainele. Articolele erau plasate într-o cameră plină cu un gaz sterilizant numit oxitilena și încălzit la 60 de grade. În plus, David putea fi atins doar prin mănuși de plastic atașate de peretele celulei. În ciuda acestui fapt, părinții și medicii lui David au vrut să se asigure că el are cea mai normală viață posibilă. Bula lui avea un loc de joacă și un televizor și mai târziu părinții lui s-au ocupat chiar de educația lui. Când David avea 4 ani, s-a gândit să facă găuri în vezică cu o seringă care a fost lăsată din greșeală în celula lui. Când medicii au descoperit asta cu groază, i-au explicat băiatului ce sunt microbii și cum îi afectează organismul.
loc al alței. Acest incident nu a avut consecințe grave, dar David și-a dat brusc seama cât de periculoasă este lumea exterioară. Totuși, pe măsură ce a crescut, și-a dorit să exploreze și mai mult lumea. Sperând să-i ofere copilului posibilitatea de a experimenta viața obișnuită, medicii spitalului au apelat la ingineri pentru ajutor și au solicitat în curând sprijinul unei organizații foarte neașteptate, NASA. Da, un grup de cercetători de la NASA a profitat de experiența lor și au creat un costum special în care David ar putea în sfârșit să iasă în lumea exterioară. A durat asta 3 ani și a costat $50,000. A fost finalizat în anul 1977 înainte ca David să împlinească 6 ani. Costumul avea un tub de 2 metri atașat între vezica izolatoare și sfera transparentă de pe cap, acționând ca un sistem de izolare biologică, dar s-a dovedit a fi prea incomod pentru David, așa că a fost rar folosit. Până la vârsta de 12 ani, $1,3 milioane au fost cheltuiți pentru îngrijirea lui David, dar în ciuda tuturor acestor bani, așa cum am văzut deja, unicitatea nu aduce întotdeauna o viață fericită și un final fericit. David a murit la vârsta de 12 ani, pe 22 februarie 1984, în urma unui transplant de măduvă osoasă care l-ar putea vindeca. A avut un virus neobservat care s-a dovedit fatal pentru sistemul lui imunitar, dar a lăsat o moștenire și o școală primară din apropiere care a fost numită după el, astfel încât fiecare copil să poată învăța despre rezistență și capacitatea de a găsi bucurie chiar și în cele mai triste circumstanțe ale poveștii acestui băiat fragil dintr-un milion. Neil Harbison. Mulți oameni cred că în cele din urmă roboții vor prelua lumea, deși pare ceva din domeniul fantasticii. Poate că nu știți că cyborgii trăiesc deja destul de mult printre noi. Acesta este Neil Harbison, care s-a născut în Mataro, Spania, și a fost diagnosticat cu acromatopsie sau daltonism total. Unul din 30.000 de oameni au acest sindrom și Neil vede lumea în nuanțe alb-negru și gri. 20 de ani din viața lui au fost gri, dar apoi și-a luat un accesoriu pentru cap în 2004. Nu este la modă deloc o antenă care este atașată permanent de capul lui Neil. Este un sistem senzorial conceput pentru a extinde percepția culorilor și este atașat de osul occipital din craniu. Datorită dispozitivului, Neil poate auzi culorile. Antena este echipată cu o cameră care convertește culorile detectate în vibrații de diferite frecvențe care transmit aceste vibrații în capul lui Neil, prin osul craniului său, care sunt apoi simțite de urechea internă. El folosește percepția sa unică îmbunătățită a lumii în artă și pictează cu culori care nu sunt cu adevărat capabile să le descifreze doar cu ochii. Neil nu consideră acest lucru un dezavantaj și îl vede ca pe un dar, dar crede că datorită noilor progrese tehnologice vor exista în curând mai mulți cyborgi. Rama Haruna. Uneori este ușor să uităm cât de uimitor este corpul nostru și de multe ori nu ne gândim la capacitatea de a face lucruri simple. Dar Rama Haruna arată că corpul poate funcționa chiar și atunci când pare imposibil. S-a născut în Nigeria și părea a fi un copil sănătos, dar curând a devenit evident că nu era ca ceilalți copii. La vârsta de 6 luni, picioarele și un braț ale lui Rama au încetat brusc să crească, dar capul, gâtul și trunchiul ei au continuat să se dezvolte. Acest fenomen ciudat i-a nedumerit pe doctor și Rama nu a putut face lucrurile simple de a merge, a se târî și a ține în mână majoritatea lucrurilor. Boala aproape că a imobilizat-o și Rama a fost nevoită să trăiască aproape tot timpul într-un vas pe care îl purtau rudele sau prietenii ei. S-a dezvăluit în cele din urmă că Rama suferea de un caz sever de facamilie, care provoacă malformații ale corpului, precum și ale feței, brațelor și picioarelor, probabil din cauza unor erori în replicarea cromozomelor în organism. Potrivit oamenilor de știință, familia apare la 4 din 100.000 de copii, dar puțin care au supraviețuit în copilărie în aceeași formă severă. Prin urmare, deși Rama a trăit într-un vaz, viața ei a fost un miracol, de îndată ce fotografia lui Rama a devenit virală pe internet în 2016, o persoană anonimă i-a cumpărat un scaun cu rotile pentru a-i facilita deplasarea ei și a familiei. În ciuda bolii, Rama a fost mereu veselă și a visat să-și deschidă propriul magazin, dar din păcate a murit în ziua de Crăciun în anul 2019, la vârsta de 19 ani, din cauza complicațiilor asociate bolii sale. Dar dacă o fată care și-a trăit toată viața într-un vas poate zâmbi, atunci nu ar trebui să fim triști din cauza morții ei, ci să învățăm lecții utile din povestea acestei fete.
Geave arbotat. A fi diferit de majoritate nu este întotdeauna plăcut, dar pentru unii a fi diferit de alți oameni aduce mulți bani. La vârsta de 5 ani, Geave arbotat a fost diagnosticat cu sindromul Marfan, o boală genetică a țesuturilor conjunctive care provoacă creșterea excesivă a oaselor lungi. Ca urmare, la vârsta adultă, Geave avea înălțimea de 2 metri, dar în același timp cântărea 56 de kg. Persoanele cu acest sindrom Marfan sunt înalte, slabe, cu brațele, picioarele și degetele lungi și adesea suferă de scolioză, o afecțiune care face ca coloana vertebrală să se curbe în lateral. Din fericire, Geaver a scăpat de capcanele grave asociate cu sindromul și nu lasă idiosincraziile să îi stea în calea viselor. Datorită capacității lui Geaver de a face mișcări neobișnuite, el joacă adesea creaturi ciudate. Multor actori nu le place să rămână blocați în timp, dar lui Geaver îi place și își folosește membrele. A apărut într-o multitudine de filme de groază, inclusiv Mama, The Conjuring 2 și It Chapter 2, și a jucat de asemenea pe faimosul Slenderman în filmul din 1118, despre această legendă urbană teribilă. Deși unul din 5.000 de oameni suferă de sindromul Marfan, Geaver este unul la 1 milion pentru că și-a dat seama cum să profite de boală și a jucat rolul a peste 20 de creaturi diferite. Mă întreb, pe cine va juca în continuare? Larry Gomez. Mulți băieți se plâng că nu le mai crește barba, dar se vor considera norocoși când îl vor vedea pe următorul bărbat. Larry Gomez din Loreto, Mexic, este acoperit de atât de mult păr, mai ales pe față, încât a fost numit unul dintre cei mai păroși bărbați din lume. 98% din corpul său, fără a număra palmele și tălpile picioarelor, este acoperit cu păr întunecat și gros din cauza unei boli numite hipertricoză, cunoscută și sub numele de sindromul vârcolacului. Este cauzată de o nuanță cromozomeală și are ca rezultat creșterea părului gros pe tot corpul, ca și la Yu Zhenghuan din China, care apare de obicei în primii ani de viață. Deși există diferite tipuri de hipertricoză, Larry și alți câțiva membri ai familiei sale au fost acoperiți cu păr încă de la naștere și aceasta este considerată o variație incredibil de rară a bolii. Hipertricoză generalizată congenitală. Mai puțin de 100 de cazuri de hipertricoză generalizată congenitală au fost documentate încă din evul mediu. Se estimează că aproximativ 107 miliarde de oameni au trăit pe pământ pentru tot timpul și se dovedește că Larry nu este doar unul la un milion. El este mai degrabă unul la un miliard. Virsavia Borun-Goncharova. Privind această fotografie a Virsaviei din Florida, puteți crede că aceasta este o fetiță obișnuită, dar Virsavia s-a născut cu o boală din cauza căreia pieptul și mușchii abdominali s-au format incorrect. Din această cauză, inima s-a dovedit a fi în afara pieptului și doar un strat de piele o acoperă, așa că se vede cum bate. Sindromul pentalogie cantrel sau taraco-abdominal este o boală extrem de rară care afectează aproximativ 5 dintr-un milion de nou-născuți. Datorită puterii evoluției, un piept uman obișnuit formează protecție pentru cele mai importante organe interne, a inimii și plămânilor, dar din cauza bolii, inima fetei este complet neprotejată, cu excepția pielii care îi acoperă pieptul. Deși acest lucru nu-i provoacă fetei nicio durere în viața de zi cu zi, ea trebuie să fie atentă pentru că o simplă lovitură poate fi fatală pentru ea. Dar, la fel ca mulți eroi ai acestui videoclip, Virsavia ne reamintește tuturor că oamenii pot trăi diferit. Nu există o cale corectă, iar dacă mai mulți oameni înțeleg acest lucru, atunci vom deveni cu toții mai buni și mai sensibili și, în opinia mea, asta va fi corect. Step Sanjati. Probabil că mulți s-au uitat în oglindă și au vrut să schimbe în ei ceea ce ne face unici. Din fericire, există multe modele care arată cum poți trăi atunci când ești diferit de ceilalți. Aceasta este Step Sanjati și cred că ai observat că are un aspect foarte caracteristic. O șuviță de păr alb în mod natural și ochi strălucitori întinși sunt rezultatul unei tulburări genetice care modifică oasele faciale, pierderea uzului și pigmentarea părului și a ochilor. O astfel de colecție de simptome se numește sindrom Wardenburg și în 2015 Step a postat un videoclip pe YouTube despre viața ei cu acest sindrom, care a primit aproape 10 milioane de vizualizări. Sindromul Wardenburg afectează aproximativ 1 din 40.000 de oameni, iar astfel de ochi strălucitori și părul de culoare deschisă pot să nu fie complet unice. Dar sindromul nu este singura diferență notabilă a lui Step. Concluzia este că Step este transgender și în decembrie 2016 a suferit o operație de feminizare facială pentru a-și face aspectul și mai feminin.
Canin. Deși Steps s-a schimbat pentru a se potrivi cu identitatea ei, nu i-a permis chirurgului să schimbe trăsăturile cauzate de sindromul Wardenburg. Pentru ea, ele sunt o parte integrantă a personalității ei și putem învăța un lucru de la Step despre aprecierea lucrurilor neobișnuite care ne fac individuali. Elisani da Cruz Silva. Înălțimea este o cerință comună pentru modele, dar modelul brazilian Elisani Silva le-a depășit pe toate. La 10 ani avea deja înălțimea de 1,75 m, mai înaltă decât mama ei care avea 1,62 m și tatăl ei cu 1,70 m, adică la 10 ani era cel mai înalt membru al familiei. La aceeași vârstă a început să aibă dureri osoase severe și o presiune crescută în cap, ceea ce, după cum s-a dovedit, se datorează vitezei excesive cu care creștea. S-a dovedit că Elisani avea o tumoare benignă în glanda ei pituitară, care a provocat o supraproducție de hormon de creștere și numai când tumoarea a fost îndepărtată, creșterea ei rapidă s-a oprit în cele din urmă. La vârsta de 18 ani, Elisani avea 206 cm în înălțime, devenind cea mai înaltă femeie din Brazilia. Creșterea excesivă ca cea a lui Elisani se numește gigantism și este incredibil de rar, cu doar aproximativ 100 de cazuri documentate. Deși înălțimea lui Elisani este impresionantă și la egalitate cu silueta ei și trăsăturile impecabile, i-au permis să devină model. Nu este cea mai înaltă femeie din lume. Acest titlu îi aparține turcoaicei Rumeisa Gelgi, a cărei înălțime este de 2,15 metri, dar Elisani este unică datorită soțului ei. Dragostea vine în toate formele și dimensiunile, iar Fracionaldo, care are înălțimea de 1,62 m, nu i-a fost frică să ajungă la stea. S-au căsătorit în anul 2015. În 2018, cuplul a avut primul fiu, iar al doilea este pe drum, dar între timp nu se știe dacă copiii vor moșteni înălțimea mamei lor. Paul Carrason. Cine are un motiv să fie trist, atunci este americanul Paul Carrason. În tinerețe, Paul avea părul blond și pielea albă, dar apoi s-a dezvoltat eczema. În căutarea unui leac pentru a opri creparea pielei uscate, a văzut o reclamă cu mușețel ofilit care a revenit la viață datorită lichidului său puternic. Remediul a fost argintul coloidal format din particule de argint într-o bază lichidă și conform reclamei putea detecta bolile de piele. În speranța că va fi proaspăt ca mușețelul, Paul a decis să facă propriul argint coloidal acasă. Curând a început să bea 10 uncii din această substanță în fiecare zi, gândindu-se că asta îl va face mai sănătos și i-ar vindeca dermatita. Cu toate acestea, câțiva ani mai târziu, Paul a dezvoltat o nouă afecțiune numită argirie, sau cu alte cuvinte, a devenit albastru. Această decolorare gri-albăstruie a pielii și a ochilor este cauzată de acumulare excesivă de ion de argint, ca și în argintul coloidal însuși. Această afecțiune este foarte rară, dar din păcate ireversibilă și în mod ironic cu o astfel de piele. Paul a atras mult mai multă atenție decât cu eczema. Deși a devenit mai retras pentru a evita privirile, Paul nu a încetat să bea amestecul de argint coloidal. S-a stins din viață pe 23 septembrie 2013 la vârsta de 62 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral care nu avea legătură cu argiria. În general, argiria este considerată nu atât de periculoasă, în afară de deteriorarea ego-ului atunci când trebuie să explici tuturor culoarea pielei tale. Naekim Gatwedge. Industria modei a fost întotdeauna foarte dură și multe modele sunt forțate să adere la standardul de frumusețe. Dar, din fericire, în timpul accentului pus pe un tip de frumusețe și aspect slăbește treptat, iar aspectul unic, neobișnuit, devine mai popular. Un model care a luat cu asalt lumea modei cu personalitatea ei și și-a câștigat numele de Regina Întunericului este Naekim Gatwedge, un model american de origine sud-sudaneză. Pielea ei este bogată în melanină, un pigment special din stratul exterior al pielii care ajută la protejarea organismului de radiațiile solare și este responsabilă de culoare. Cu cât pielea este mai închisă la culoare, cu atât conține mai multă melanină. Naekim s-a mutat în Statele Unite la vârsta de 14 ani și a spus că a fost achinată de alți copii din cauza pielii ei întunecate. În ciuda acestui fapt, ea știa că valorează frumusețea sa unică, a devenit model și acum colaborează cu branduri importante și are de asemenea aproape 1 milion de urmăritori pe Instagram. Și aici intervine puterea rețelelor sociale, deoarece postările lui Naekim sunt pline de comentarii admirative despre pielea ei, depășind toată hărțuirea din copilărie. Ea a devenit un model de urmat pentru oamenii cu nuanță similară a pielei, care nu se văzuseră niciodată reprezentați în domenii mainstream precum moda. Așa că modele precum Naekim și colega și prietena ei de mult timp, Claudia Diop din Senegal, încă joacă un rol important. Ramesh Darji.
Într-un sat Bulgung din Nepal locuiește Ramesh Darje, care suferă de o boală extrem de rară numită ichtioza. Este cauzată de o genă defectă și determină acumularea celulelor moarte ale pielei pe suprafața pielei în loc să cadă. Din această cauză, Ramesh are soli tari și îi este greu să se miște. În total, există mai mult de 20 de tipuri de ichtioză, iar la Ramesh, cea mai rară și mai gravă, cunoscută sub numele de ichtioza fetală sau cunoscută și ca ichtioza Arlequin, care este foarte dureroasă și, din păcate, incurabilă. Pielea băiatului crește de 10 ori mai repede decât de obicei și a devenit tare aproape ca o piatră, așa că familia lui trebuie să aplice unguente hidratante pentru a-i atenua simptomele. Într-o zi, un jurnalist de la The Kathmandu Post l-a întâlnit accidental pe Ramesh la casa lui în 2016 și când povestea tristă a băiatului a devenit virală pe internet, a atras atenția oamenilor din întreaga lume, care au vrut să-l ajute. În cele din urmă, i s-a oferit tratament gratuit la Facultatea de Medicină din Kathmandu și, deși nu se poate vindeca complet, își va putea alina suferința pe cât este posibil. Milagros Cheron. Milagros Cheron s-a născut în Peru pe 27 aprilie 2004, unul dintre cei mai unici oameni. Deși majoritatea organelor ei, inclusiv inima și plămânii, erau în stare perfectă, ea s-a născut cu un defect intern grav, cunoscut sub numele de sirenomelie sau sindromul de sirenă. Căile digestive și urinare erau conectate într-un singur tub, iar picioarele fetei erau fuzionate de la stomac până la călcâi, în timp ce picioarele erau extinse sub forma unui V ca o coadă de sirenă, de unde și numele acestei afecțiuni. Sindromul sirenei apare la unul dintre 70.000 de copii, dar cei mai mulți dintre ei mor în primele 48 de ore de viață. Dar nu degeaba numele Milagros înseamnă miracol în spaniolă. Fata a fost unul dintre cei trei copii care nu au murit de sirenomie în copilărie. Doctorul Luis Robio a luat-o pe Milagros încă din primele zile de viață și împreună cu o echipă de chirurgi a reușit să-i separe picioarele lipite când avea doar 2 ani. Până a mers la grădiniță, fata se plimba deja singura, făcea balet și alerga în locurile de joacă cu prietenii. Deși a depășit toate așteptările, a supraviețuit și a mers. Milagros a murit la vârsta de 15 ani din cauza unor probleme renale legate de starea ei. Părinții ei au numit-o Micuța Sirenă și bucuria de a trăi a lui Milagros, în ciuda poveștii sale triste, ne poate da o lecție despre ceea ce contează cu adevărat în viață. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce calități neobișnuite aveți voi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la like!